Bună ziua, dragii mei prieteni, și bine v-am găsit! Astăzi m-am gândit la un subiect frumos, dar și controversat, și anume sirenele, mit sau realitate, și profețiile lor. Înainte de a începe însă, ca de obicei, vă rog să vă abonați la canalul meu YouTube, prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului și să distribuiți materialul. Să începem! Trebuie să știți că legenda sirenelor a apărut prima dată în folclorul asirian. Zeița Atargatis s-a transformat într-o sirenă de supărare că și-a ucis din greșeală iubitul. Acest mit este întâlnit și la alte popoare, inclusiv la grecii antici, unde sirenele sunt descrise ca niște femei frumoase, seducătoare, care vor să ucidă marinarii. Se spune că ele sunt ursitoarele furtunii. Unii criptozoologi slavi au emis ipoteza că sirenele sunt ființe cu aspect aproape uman, care au evoluat în paralel cu omul, trăind însă în mediul acvatic, ipoteză mult mai credibilă. Frecvența redusă a apariției sirenelor în epoca modernă este pusă de cercetători pe seama poluării masive a apelor, a poluării intense a teritoriului, care cu mult timp în urmă era complet ferit de contactul cu omul. Acestea fiind principalele cauze care au dus la reducerea numărului și chiar dispariția sirenelor. Conform mărturiilor studiate de criptozoologi în Rusia, sirenele sunt înzestrate cu rațiune, au capacități extrasenzoriale și pot influența omul prin telepatie și prin hipnoză. Dar să revenim la istoricul dovezilor apariției sirenelor. Printre civilizațiile în care se înregistrează apariții ale sirenelor se numără China, India, Africa, Iran, Peru, țările slave și chiar insulele britanice. Sirenele au apărut în folclorul acestor regiuni ca ursitoare ale furtunii, sortind pieirii corăbile marinarilor, dar și ca spirite binevoitoare, ajutând oamenii sau vindecând răni. Poetul antic Homer, în poemul său Odiseea, care istorisește călătoria lui Ulise după războiul troian, pomenește de aceste femei ale mării, care trăiau pe o insulă și ademeneau cu glasurile lor călătorii pe mare. În antichitate și Evul Mediu, când cunoștințele erau departe de a fi atât de exacte ca în prezent, existau nenumărate legende despre animale fabuloase. Sirenele, călugării de mare, unicornul, dragonii, bazilicul și alte asemenea ființe înflăcărau mintea oamenilor din acele vremuri. Pentru multe dintre acestea au fost aduse explicații științifice. Dar sirenele ce puteau fi? Mărturiile detaliate ale marinarilor au început să apară în secolul al XV-lea. Marele explorator Cristofor Columb a fost unul dintre oamenii care au atestat existența sirenelor. În schimb, în Evul Mediu, toată lumea știa că sirenele sunt niște femei cu coadă de pește și glas ademenitor, pe cât de frumoase, pe atât de primejdioase. Nimfe ale mării, cum li se spunea, se credea că ele locuiesc pe o insulă din Marea Mediterană, plasată de Homer în apropierea coastelor sud-vestice ale Italiei, între Ea și stânca Sciliei. Atunci când sunt prinse sau rănite, sirenele plâng și lacrimile lor albăstrui, în lumina lunii, se transformă în celebra piatră numită Aqua Marina. Piatra care te apără de nec este un protector al călătoriile pe mare și al frumuseții. Dacă priviți în zare o astfel de piatră, veți putea observa culoarea oceanului, lumina caldă a lunii și claritatea lacrimilor, ele aparținând tezaurului sirenelor. Sirenele sunt legate de două episoade mitologice celebre. Primul este cel în care Ulise a ajuns pe mare în apropierea insulei lor,
iar sirenele au încercat din răz puteri să-i atragă pe el și pe însoțitori cu cântecul lor. Și al doilea episod în povestea argonauților. Printre eroii și personajele mitice care făceau parte din echipajul corabiei Argo se afla și Orfeu. Când au văzut corabia apropiindu-se, sirenele și-au început cântecul, dar au fost lesne depășite de arta cântecului lui Orfeu. Multe tradiții legau sirenele de lumea de dincolo și de regina infernului, Persefona. Ele aveau misiunea de a fermeca, prin cântecul lor, sufletul morților, ale tuturor morților, nu numai ale marinarilor, și de a le aduce în fața Persefonei, îndulcindu-le cu muzica lor momentul trecerii pe tărâmul celălalt. Se mai spunea că ele plâng sufletele morților și pe regina Hadesului, Persefona, imaginea lor fiind prezentă din tipuri străvechi în arta funerară. Altă legendă spune că ele își aveau originea în insula Capri, iar vocile lor melodioase atrăgeau în capcană navigatorii la intrarea în strâmtoarea Siciliei. Scriitorul britanic Thomson scrie că, în cartea sa numită Legendele despre creaturile jumătate om, jumătate pește, există de câteva mii de ani. Deci el spunea că trupul zeului babilonian Oanes, cel care era sculptat acum 2000 de ani înainte de Hristos, era înfățișat sub forma unui bărbat bărbos, ce avea o coroană pe cap și care de la brâu jos arăta precum un pește, având coadă acoperită cu solzi. În mitologia greacă există zeul Triton, aceeași ființă hibridă ce are partea superioară asemănătoare a unui om, iar partea inferioară asemănătoare a unui pește, fiind corespondentul sirenei de genul masculin. Triton este fiul zeului mării, Poseidon, și al nimfei Nereide, Amfitrita. O poveste ce datează din 1600 susține că o sirenă a pătruns în Olanda printr-un dig, rănindu-se însă destul de tare. Aceasta a fost găsită și îngrijită, devenind în scurt timp ca o membră a familiei, profețind și vindecând oamenii. O altă presupusă întâlnire cu o sirenă este descrisă în anul 1967 în cartea lui Edward Snow, Incredible Mysteries and Legends of the Sea. Capitanul unei nave, aflat pe coasta de est a Canadei, spunea: am văzut o sirenă înnotând cu toată grația. Avea ochii mari, un nas mic și frumos conturat, urechile mari, dar cu o formă frumoasă și părul verde. Se pare că John Smith, capitanul navei, chiar s-a îndrăgostit nebunește de acea sirenă atrăgătoare. O altă poveste, ce pare să se fi petrecut în anul 1830 în Scoția, spune că un băiat rău a omorât o sirenă, aruncând cu pietre în ea. Creatura mică, sirena, arăta ca un băiețel ce avea cam 3-4 ani, iar în loc de picioare avea o coadă de somon. Se spune că localnicii, de frică, au îngropat-o astfel încât să nu existe nicio dovadă a teribilei crime. În locul respectiv s-a format o stâncă de aquamarin, reprezentând lacrimile sirenei chimite. Raportări actuale ale sirenelor există, dar sunt foarte rare. Spre exemplu, în anul 2009 a fost văzută o sirenă lângă orașul israelian Kiryat Yam, la apusul soarelui. Israelianul Shlom Cohen povestește: eram cu un prieten când am văzut o femeie stând la soare, la plajă. La început am crezut că este doar o femeie care vrea să se bronzeze, dar când ne-am apropiat, aceasta a sărit în apă și i-am văzut coada spectaculoasă. Recent, pe o plajă din arhipelagul Hawaii, a apărut ceva, ce pare a fi cadavrul unei creaturi ciudate, adusă la mal de ape, ce seamănă cu legendarele apariții feminine care le dădeau de furcă navigatorilor. Deocamdată nu s-a dat nicio explicație oficială
despre apariția la malul mării a fantasticei creaturi, dar martorii oculari au relatat că oficialitățile și oamenii de știință din Hawaii s-au grăbit să ascundă misterioasa creatură departe de ochii publicului. În insulele Hawaii se povestește încă despre zeița oceanului, care trăiește în Lolohana, o țară aflată sub mare, aproape de o insulă virgină. Apariții de sirene vii sau moarte au tot fost raportate de-a lungul timpului, chiar și în zilele noastre. De pildă, în anul 1997, pe o plajă din Egipt, au putut fi văzute ceea ce pare să fi fost resturile unei sirene. Testele experților nu sunt edificatoare, dar ei nu au exclus ca misterioasa creatură să fi fost o sirenă. Francezul Benoît de Maé publică în anul 1755 un volum întreg consacrat sirenelor și miturilor lor. El le consideră a fi supraviețuitoare ale unei rase de oameni acvatici și le semnalează prezența în Țara de Foc, precum și în Madagascar. În afara acestor surse, mai sunt și mulți cronicari arabi care semnalează că marinarii din Mediterană pescuiesc des fete acvatice, cu tenul închis și cu ochii negri, care vorbesc o limbă de neînțeles și care scot sunete ca niște hohote de râs. În cartea Legendele Mării de Jean Marien povestește o întâmplare petrecută în Bahamas în anul 1896. El spune, la data de 31 martie, 7 oameni din echipajul vaporului se îndreptau spre un golf micuț pentru a pescui. În acest timp au văzut apărând o femeie nudă, având jumătate de corp deasupra apei. Oprindu-se, ei așteptau ca minunata femeie acvatică să se miște, pentru a putea înțelege ce fel de ființă este și a lua astfel o decizie. Aceasta, deloc intimidată, a ieșit din apă și marinarii au putut să-i admire corpul absolut perfect. Era o sirenă de mare frumusețe, cu nimic mai prejos decât femeile atrăgătoare terestre. Cu părul albastru ce îi flutura pe umeri, cu mâini grațioase, ea își exprima surpriza de a vedea oameni, scoțând mici țipete ascuțite. Partea inferioară a trupului, care acum se vedea ieși în apă, se termină cu o coadă lungă și bifurcată. În Maroc, ca și în Norvegia, se crede că apariția unei sirene precede o furtună. În Bretania, sirena este de asemenea numită Margareta timpului urât. Dacă este lovită chiar și involuntar de o vâslă, este clar că ea se va răzbuna și va blestema. Cercetătorul Sebilo declară că unui pescar din Gavră, după ce a înțepat sânul unei sirene, aceasta i-a spus: pentru tine și descendenții tăi până la 7-a generație nu va exista fericire. De aici a venit și zicala blestemului celor 7 generații. În țările de jos, sirenele fac profeții în versuri, fie pentru a anunța o veste bună, fie pentru a prevesti catastrofele. Profețiile sirenelor sunt arhicunoscute și de temut, deoarece ele aveau harul să profețească celor care le iubeau și le ascultau, să le spună despre sănătate, să-i atenționeze despre furtuni sau alte manifestări ale naturii, să-i vindece și să-i ajute să înțeleagă misterele mărilor și oceanelor. Sirenele anunțau pescarii când este momentul bun de pescuit și când să se întoarcă acasă pentru că se prevestea o furtună. Erau un bun călăuzitor pentru cei care le iubeau și le respectau. Scafandrii au descoperit în Marea Mediterană o întreagă localitate construită special ca pentru o sirenă. Astfel, orășelul subacvatic se află în apropiere de Antibes, sudul Franței. În 2007, o companie locală de scufundări a demarat un proiect de restaurare a orășelului erodat de apă.
Turiștii care doresc să viziteze orășelul Sirenei o pot face contra cost. Legendele despre creaturi jumătate om sunt peste tot, sunt omniprezente, din cele mai vechi timpuri, în moștenirea oricărei civilizații. De la zeița Ea, menționată acum peste 5.000 de ani în mitologia babiloniană, până la stimele apelor din basmele românești, sirenele au ținut secret și strict de domeniul mitului. Însă în istorie apar și unele observații cel puțin interesante care se concretizează în prezent prin oamenii Ri sau Ilkai din Pacific. Dacă se va dori vreodată ca existența acestora să fie confirmată public, atunci se pare că ne vom cunoaște frații din adâncuri, ceea ce există cu certitudine. Pe lista personalităților lumii care certificau că au văzut aceste ființe omenești cu aspect acvatic se numără și Cristofor Columb. Astfel, celebrul navigator și explorator genovez descrie, într-unul din rapoartele sale, că la data de 4 ianuarie 1493, el și echipajul său au avut ocazia de a observa 3 sirene care se jucau în valuri, undeva în apropierea insulei Haiti. Columb le descria ca fiind nu atât de atrăgătoare precum cele pictate de oameni, cu toate că fața lor semăna foarte mult cu cea a omului, iar capetele erau împodobite cu plete lungi. Conform relatării războinicilor vikingi, ființa capturată de ei cu o plasă de pescuit în apropierea fiordului Trondheim semăna mai degrabă cu o creatură semi-acvatică, cu aspect fizic primitiv și cu un caracter foarte agresiv. Vikingii au hrănit-o timp de câteva zile cu pește până când căpetenia lor, care era convinsă că ființa este o divinitate a mării, a propus eliberarea sa în apele mării. Dovezile despre sirene se înmulțesc atunci când în anul 1560 Alfonso Vosquez, medicul personal al viceregiului din Goa, a autopsiat numai puțin de 7 sirene prinse în plase de către pescarii din Ceilon și predate pe loc autorităților. Seria întâlnirilor cu ființe humanoide adaptate la viața acvatică continuă cu peste 143 de relatări pe care sursele istorice le-au reținut integral. Un alt incident demn de reținut este cel din anul 1830, atunci când o țărancă din insulele Noile Hebride surprinde o sirenă care se juca la țărm. Închipuindu-și că va primi o recompensă pentru fapta sa, localnica ucide ciudata creatură cu un bolovan izbind-o repetat în zona capului. Cadavrul nefericitei ființe este descris detaliat de către Alexander Carmichael, care nu-și poate ascunde uimirea și nici explica ce fel de ființă a disecat. O serie de declarații ale băștinașilor din insula Papua, Noua Guinea, au avut darul de a intriga întreaga comunitate internațională a cercetătorilor din domeniul controversat al criptozoologiei. Prima mărturie există din anul 1979, atunci când un bătrân pescar a povestit pentru prima dată despre existența unor ființe misterioase cu aspect de sirenă care trăiau în apele din zona Noii Guinee. O serie de autori celebri, precum Roy Wagner, Richard Greenwell, Gail Raymond și Kurt von Nieda, au pornit un proces de investigare a ființelor pe care tribul Susurunga le numea Ilkai sau Ri. Cercetătorii au aflat stupefiați că aceste triburi de băștinași cunoșteau oamenii Ri de sute de ani, considerându-i niște viețuitoare obișnuite ale oceanului, precum peștii, delfinii, rechinii sau broaștele țestoase. Ipoteza că oamenii să fi pornit pe două mari direcții de evoluție, dintre care una exclusiv acvatică, nu este una nouă pentru natură. Celebrul canal TV Animal Planet, în anul 2012, difuzează documentarul său numit
Sirenele, corpul descoperit, și arată existența sirenelor cu dovezi, care sunt cât se poate de reale, în adâncul oceanului, viețuind ca cea mai specială rasă de ființe acvatice. Acest subiect este susținut și de biologul Paul Robertson, în Marea Groenlandei, susținând teoria existenței umanoizilor acvatici. Și totuși există sirene și în viața terestră, după cum declară medicul Lindsay Fitzharris de la Universitatea Oxford. El spune că anomalia apare în timpul sarcinii, când fătul nu este alimentat normal cu sânge și își formează o singură arteră în loc de două, care fură din rezerva de sânge care alimentează partea inferioară a corpului. Boala este rară, afectează un copil din 100 de mii și este mai des întâlnită la gemenii identici. Sunt țări, de asemenea, în care cultul sirenei este foarte răspândit și învățat în școli, și ca artă, dar și ca tehnică de profeție, tocmai pentru protejarea mediului acvatic atât de afectat. Trebuie să vă mai spun că în lume există și o formă celebră de divinație a sirenelor, formă de divinație la care participanți sunt reprezentanți ai bisericii respective, pastori celebri care folosesc energia sirenelor în profețiile lor, profeții despre care se vorbește și se învață în școlile din India, fiind studiată această practică celebră despre care vom vorbi în alt episod. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, și dacă v-a plăcut materialul, nu uitați să-l distribuiți pe rețelele de socializare. Vă pup și vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă deschisă către cunoaștere.